De-a lungul anilor, majoritatea oamenilor au părul gri și merită de remarcat faptul că pentru majoritatea dintre ei acest lucru este o mare problemă. Dar nu întotdeauna vopsirea părului este cel mai bun mod de a rezolva problema părului cărunt. Știați că există un remediu eficient și inofensiv pe bază de plante care poate aduce înapoi culoarea naturală a părului? În episodul de astăzi vom vorbi despre două remedii pe care le puteți face chiar acasă. Urmăriți până la sfârșit și veți afla o mulțime de lucruri interesante despre cauzele de încărunțire și despre abordarea corectă a remediului pentru a combate părul cărunt. Așadar, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! De ce părul devine gri? Culoarea părului nostru creează pigmentul de melanină, care este produs de organismul fiecărui om. De asta răspund celulele melanocitelor, care sunt localizate la rădăcina părului. Din ele, melanina este transferată la keratinocite, din care se formează părul. Când se produce din ce în ce mai puțină melanină, părul își pierde culoarea sa și apar firele albe. Dar de ce se întâmplă asta? Nu se știe exact de ce pe măsură ce trec anii încep să lucreze mai rău enzimele care descompun peroxidul de hidrogen, dar atunci când se acumulează mai mult în organism, distruge enzimele responsabile de producția melaninei. În general, acest proces este destul de complex și implică un întreg lanț de reacții chimice. De ce părul devine alb? Ei bine, de fapt, părul doar își pierde culoarea, adică mai mult devine transparent decât alb. Dar atunci de ce pare a fi alb? Părul devine mai puțin dens și în interiorul lui apar goluri. Pe măsură ce lumina trece prin el, iar lumina se împrăștie, părul devine alb. Oare este posibil să devină brusc gri? În general, nu. Poveștile despre încărunțirea instantanee sunt mai degrabă un mit, dar documental a fost demonstrat că oamenii pot încărunți în doar câteva zile. Dar oare cum se întâmplă asta? În perioadele de stres, cantitatea de peroxid de hidrogen în organism poate crește destul de mult. Însă asta nu este suficient pentru încărunțirea bruscă, dar pe baza unui stres mental poate avea loc pierderea difucă a părului sau chiar alopecie. În plus, cade doar părul vopsit, iar firele albe rămân. De ce se întâmplă anume așa, știința nu știe. Imediat după ce starea mentală a unei persoane se normalizează, este posibil ca părul să crească, însă în unele cazuri nu. Au fost documentate ambele variante ale efectelor unei astfel de alopecii. Din fericire, acest fenomen este foarte rar. Dar ce să faci cu părul cărunt obișnuit care apare treptat? S-ar putea să fiți surprinși, dar toate remediile necesare pentru a trata această afecțiune se află chiar în casa dumneavoastră. Cum să întorci culoarea părului? Pentru pregătirea primului remediu veți avea nevoie de cuișoare uscate, frunză de dafin, apă și cafea măcinată. Puneți într-un castron o lingură de cuișoare, adăugați 3 frunze de dafin și turnați peste 200 de ml de apă. Se aduce la fierbere și se lasă la foc mic timp de 5 minute, amestecând din când în când. Strecurați bulionul printr-o sită și răciți-l până la temperatura camerei. Abia după asta adăugați o lingură de cafea măcinată și amestecați bine. Pentru aplicare ușoară, amestecul poate fi turnat într-o sticlă cu pulverizator. Aplicat amestecul pe păr și pe scalp, frecându-l ușor pe toată suprafața. Masca trebuie ținută pe păr timp de o oră, după care clătit cu apă. Ingredientele acestui amestec sunt bogate în uleiuri esențiale, fitoncide, taninuri, magneziu, fier și alte substanțe care stimulează producția de melanină și oferă părului o strălucire. Pentru pregătirea celui de-al doilea remediu, veți avea nevoie de un pliculeț de ceai negru, 4 frunze de dafen, ulei de nucă de cocos și apă. Ceaiul din pliculeț trebuie pus într-o cratiță, se adaugă la el frunzele de dafen și 200 de ml de apă. Aduceți amestecul până la fierbere și lăsați-l pe foc mic timp de 10 minute. Strecurați substanța obținută printr-o sită metalică care va fi acoperită cu un prosop de hârtie, care va funcționa ca un filtru suplimentar. La amestecul strecurat se adaugă o lingură de ulei de nucă de cocos, după care îl puteți pune într-o sticlă cu pulverizator. Înainte de fiecare utilizare, este important să agitați bine sticla, deoarece uleiul se va ridica spre vârf. Aplicați-l în același mod ca și remediul anterior, doar că trebuie să-l țineți timp de 2 ore, după care clătiți părul cu apă. După o lună de aplicare, veți vedea primele rezultate. Merită de remarcat faptul că acest remediu nu deteriorează părul, spre deosebire de coloranții chimici.
Animale, păsări, pești, insecte, plante. Vrei să afli cum își trăiesc viața și cum îți pot fi ție de folos? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul este în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Voi cum luptați cu părul cărunt? Scrieți-ne în comentarii, poate aveți și voi careva rețetă. De asemenea, puneți un like și distribuiți videoclipul celor dragi. Cu siguranță vor aprecia informațiile din episodul de astăzi. Pe curând!